Salutare și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi o să facem partea a treia din seria cu despachetatul. Am postat acum vreo 2 sau 3 ore, cred, pe comunitate, pe pagina de YouTube, adică avem fila de comunitate care e super mișto pentru că putem să ținem mai bine legătura, să postăm poze, e ca și cum ai fi pe Facebook, doar că e direct pe YouTube și mi se pare foarte tare. Și v-am pus acolo o întrebare, dacă vreți să mai facem în continuare unboxing-urile la cutiile mele cu foarte multe ciudățenii în ele, vechi de când eram eu mic și nu numai, unele sunt mai recente de câțiva ani, dar între 15 ani, 20 de ani, nu, cam între 15 și 2-3 ani, să zic, că sunt cele mai recente lucruri din aceste cutii. Așa că și astăzi vom desface încă o cutie și v-aș ruga să apăsați pe butonul de like, să adunăm cât mai multe like-uri și să vedem ce lucruri mai găsim prin cutiile astea, pentru că, sincer, și eu sunt foarte curios. Cred că sunt mai curios decât voi, pentru că mie îmi dau așa niște amintiri, niște emoții. Și începem cu... hai să pun... Cam așa arată în interior. Avem multe lucruri. E și mai mare. E din ce în ce mai mare cutia, adică cutiile. Începem cu... Are mult praf. Mamă, băi, deci cât îmi plăcea ăsta. Deci aveam mai tot timpul dintre astea. Așa le țineam la gât. Îmi plăceau foarte mult. Îmi stătea așa mai mișto. Adică așa zic eu. Doar că s-a cam lărgit elasticul de la ăsta. E super mișto așa. Este azi făcut handmade. Și aici am un breloc dintr-o scoică. O scoică. Atât. Ah, mai am ceva. Da. E un piercing. E un piercing, dar nu știu ce caut aici. Un piercing de buză. Da. Pentru că probabil știți că am piercing în buză, dar nu prea l-am mai purtat de foarte mult timp. Sunt curios dacă mai funcționează. Poate are acum o bilă și trag una în ecran. Are ceva? N-are nimic. Hai să vedem, am bile. Bă, bilele erau în cealaltă cutie, în cutia anterioară. Dacă n-ați văzut video acolo, era cutia cu bile. N-am nicio bilă, cred. N-are nicio bilă. Dar văd că, cred că funcționează mai mult. Mai mult ca sigur funcționează. Mă împuși singur. Așa. Ok. Ce s-a astea, mă? Deci, bagă focusul pe ele. Așa. Avem o umbreluță, avem niște biluțe dintre alea colorate, niște încălțăminte, un cap de dinozaur sau un dinozaur. Ce e asta? E un cap de pterodactil. Habar n-am ce. O grămadă de jucării mici, chestii mici. O grămadă de chestii mici. Asta ce e? Nu știu ce. A, aici era ăsta. Și dădea cu șutul la minge. Bă, s-au luat de nimicuri dintre astea. Și bilele astea sunt așa de mișto. Bilele astea colorate, mingiuțele astea. Da, deci avem niște chestii și o umbreluță aici. Așa, intra de băut. S-a desfăcut cu totul. Așa. Mai avem un încărcător de Motorola. Motorola, da, uite ce e, încărcător mare, frate, cum erau încărcătoarele înainte, de la telefoane între alea vechi. Bă, avem și telefonul. Nu, ăsta e un Samsung. Ăsta e tot de-a meu. Ăsta e un Samsung. Bă, telefoane vechi. Cred că am o întreagă colecție, v-am mai zis asta. În fiecare cutie am găsit, cred că, câte un telefon sau două dintre astea vechi. Dar oare-ți curios, de ce ăsta e un Samsung cu șină de acum, cred că are 10 ani. S-ar putea să aibă minim 10-15 ani ăsta. Are. Eram încă în liceu. Băi, frate, ce tare. Mai avem aici un notebook. Am ceva scris pe aici. PFT Bogdan, ia uitați-vă aici. O tentativă de graffiti, să zic așa. Ce făceam eu atunci. Și avem aici. Avem niște date în el. Mai multe chestii. Și o hârtie. Da, chestii neimportante. Afaceri. Bun. Avem o punguliță cu brelocuri dintre astea încălțăminte, Adidas. Avem... Asta nu trebuie să vă arăt. N-am voie să vă arăt. Asta e...
Carte de alegător. Deci stai așa ca să nu se vadă CNP-ul. Și deci asta e din 2009, bă, frate. Deci e din 2009, să nu se vadă CNP-ul și cu asta. Deci numele, carte de alegător. Uite. Deci cam așa o să țin. Așa arătam eu în 2009, deci acum 9 ani. Carte de alegător. Și sincer n-am folosit-o niciodată. Deci ăsta e un fel de buletin cu care te duceai la vot. Și de vedeți ce față aveam eu în 2009. Deci ăsta eram eu. Cam pe spate nu am fost niciodată la vot. Adică cel puțin cu chestia asta. Mă duceam doar cu buletinul. Asta e neimportant. Nici nu știu de ce ne-au dat prostiile astea. Mai am aici 1 decembrie 97 ani de la Marea Unire 2015. Asta e din 2015. Juggle. Cărți. Carnet de elev. Carnet de elev pentru liceu. Mă, ce față aveam. Bă, ești nebun. Bă, ești nebun, trebuie să fac o comparație. Deci, fiți atenți. Uite, am și numărul de telefon. Vreți numărul meu de telefon? Bine, e vechi un număr de telefon. Asta e din 2007, 2008, 2009, 2010, când eram în liceu. Deci, sunt toți anii de liceu. Bă, frate, deci nu vine să cred. Mamă, ești nebun. Deci trebuie să vedeți ce față aveam și în poza asta. Poza asta e de la 15 ani. Acum 10 ani, băi. Deci poza asta e de acum 10 ani, fraților. Deci trebuie să vedeți fața din poză. Fiți atenți. Hai, mă. Se vede? Bagă focusul pe fața mea. Ia uitați-vă aici ce mințitele eram acum 10 ani, băi. Acum 10 ani. Facem o comparație cu asta. Deci nu pot să, nu vreau să rup pozele. Deci acum 10 ani, nu știu dacă se vede. Deci trebuie să fac o comparație, nu știu cum să pun ca să nu vedeți datele, pentru că datele astea sunt destul de importante, dar să faceți așa o comparație. Deci să vedeți în 2007, poza asta e din 2007 și poza asta e din 2009. O diferență de vreo 3 ani. Deci cam așa eram. Mamă, deci nu știu dacă se vede. Sabina râde în spate. Deci nu știu dacă se observă bine diferența. Deci cam așa arătam. Mamă, deci nu vine să cred, am găsit chestiile astea. Sunteți curioși ce note aveam? Vreți să vă spun și notele? 3-2. În clasa a 9-a. La limba și literatura... Băi, aș putea să fac un live cu chestia asta. Deci să spun notele pe live. Știi? Să întreb lumea să vadă dacă sunt curioși de notele mele. Și facem un live. Ce note aveam eu? Mai degrabă facem o chestie de genul ăsta, așa ceva mai diferită. Dar o să râdă toată lumea de mine, o să zică, mamă, ce note proaste avea. Dar nu erau chiar așa proaste. Băi, am terminat liceu, am trecut, am făcut o facultate și așa mai departe. Nu mai contează, nu? Poate să fie și 5, poate să fie și 3. N-am avut niciodată 1, în schimb. Dar ca să vedeți și voi așa, în mare, niște note, deci... Cam astea sunt notele, deci se observă aici câteva din ele. Pac, puneți pauză la video și vă uitați. Și mai am încă un carnet, ăsta e din liceu, iar ăsta e rupt. Ăsta este de la școala generală, băi. Ăsta e din clasa 5-a, dar din păcate n-am poză. Din păcate n-am poză la ăsta. E în clasele 5-8. Ia uite, în clasa a 8-a. La... istorie 7-9, media generală 8. Domnul Pohrib, vă țin eu minte. Băi, frate, deci nu vreau să cred, am găsit carnetele mele. Mai avem în continuare. E un gel pentru ochi. E dintre ăsta pentru ochi, pentru în care spui soluția pentru lentile, dacă ai lentile de contact. Deci e o soluție pentru lentile de contact, dar nu cred că mai e bună. Absolut deloc. Avem țigări. Țigări? Camel. Nu sunt țigări, sunt false. Ăsta e cu burete. A, sunt dintre alea, astea sunt false. Dar uite că am și colecția mea de țigări. Băi, frate, deci am aici toată colecția mea de țigări. Deci am în cutia asta colecția de țigări. Deci, astea chiar sunt țigări. Deci aici am țigări, o grămadă de țigări. De toate felurile, să nu ziceți că vă mint, deci e colecția mea de țigări. Avem aici, vi l-am arătat, dacă nu ați văzut video cu țigările, cu brichetele, cu colecțiile mele,
Uitați-vă, o să vă pun undeva pe i-ul ăsta pe aici, să vă uitați. Deci avem aici colecția mea de țigări. Astea sunt pachetele. Am vreo 2, 4, 5 pachete. Asta nu se pune. Deci 5 pachete, aproximativ 100 de țigări. Așa. Mai avem aici niște cărticele de la Sony. Habar n-am ce era. Mai avem aici încă ceva care nu știu ce era. O grămadă de insigne pe 1 decembrie. Cred că ni l-a dat prin oraș, la școală. Nu mai țin minte. Mai am aici... Ce am? Carnetul meu de donator. Carnet de donator. Și cu toate donațiile mele. Ia uitați-vă, listă întreagă de donații. Eram donator regulat. Eram. N-am mai fost de mult în facultate. Donam foarte mult. Carnet de student. Bă, alte poze. Mamă, deci ești nebun. Toate carnetele mele sunt aici. Deci carnetul, legitimația, cupoanele de student. Carnetul de student. Stai așa, deci. Frate, deci fii atent. Le-am pe toate aici. Băi, tot nu pot să arăt aici nimica pentru că au CNP-ul toate puse pe el și nu e bine. Dar v-aș arăta pozele, deci vreau să vă arăt pozele, să vedeți ce față aveam în 2013, în 2000, cât e ăsta, mă? Ăsta e mai puțin, ăsta e în 2010, cred. 2010, are vizele anuale toate pe spate. Bă, deci, uite, ceva de genul, să zic, ăsta e de când eram eu. Unde, mă? Fă aici. Ăsta era de când eram eu student. Deci una e din 2013, una e din 2010 și mai am încă, am aici după aia de la master. Deci am toate carnetele mele, dar mamă, mi-e ciudă, aș scoate poza de pe ele, să le pun una lângă alta sau să fac așa o poză la fiecare în parte, diferența mea, să vedeți de-a lungul anilor, să fac o compilație, e super tare. Mamă, deci ăsta le păstrez pentru că sunt așa ca o amintire și mai văd și eu ce note aveam aici. În continuare, mai avem două briceaguri foarte vechi. Ce caută briceagurile aici? Nici măcar nu se deschide, se deschide greu. E ruginit? Nu e ruginit. Dar merge. Două briceaguri. O prigat. Un mărțișor. Vine mărțișorul, da. Un ceas de la D&G, Dolce & Gabbana. Băi, ești nebun, nu e ceas, e o brățară de la Dolce & Gabbana. O fi de firmă? Iau ceva bani pe ea? Da, mă, scrie Dolce & Gabbana. Dar nu știu dacă e originală, cred că e fake. Așa, mai avem încă o scrisoare de sărbători fericite. Mai avem un lumberjack. Ăsta e un portofel nou pe care mi l-am luat eu din Grecia. E din piele și nici măcar nu l-am folosit. De acum 4 ani. Ăsta are 4 ani și e nou nouț. Nici măcar nu l-am folosit. Deci nu am folosit portofelul ăsta niciodată, mi-amintesc de el. Mai am aici o grămadă de chestii. Sportmania, pentru cei care ați citos, asta e un CD, CD-uri, nu mă interesează, colecție de roți încinse. V-am arătat, cred că, colecțiile astea, nu mai țin minte dacă v-am arătat și video la asta. Aici sunt o parte din colecțiile mele, colecțiile cu fotbaliști, colecții de apțipilde, pe caietul ăsta sunt foarte, foarte multe apțipilde lipite. Încă două chestii, o brichetă și nu știu ce e aici. Și mai am încă ceva pe fund care nu iese, de fapt iese. E o colecție de bani, haide mă, nu iese, e blocată, deci nu iese. Asta mi-a adus o mădușa mea, dar nu vrea să iasă. Alo? Coboară. Deci nu vrea... O, pică tot acum pe mine. Deci asta nu vrea să iasă. E Canada. Da. Deci vă prezint aici o colecție de bani pe zone. Pentru că, virgulă, canadienii au monezi diferite ca și cum ar fi o altă limbă, să zic așa, într-o parte în alta, nu știu, ceva de genul. E o hartă a Canadei de când au împlinit 125 de ani. Mi-a adus-o mătușa mea din Germania, deși ea stă în Germania, mi-a adus-o, da, e din Canada, pentru că cineva i-a adus-o din Canada. Și hărțile astea erau speciale, date doar atunci când... Acum, în ce an e asta? Nu mă țin minte, când au împlinit 125 de ani. Deci nu scrie pe ea. Când am primit Canada 125 de ani. Scrie pe spate, dar nu pot să o scot, a rămas blocată pe fundul cutiei, exact aceeași mărime. Și sunt monede, deci sunt monede reale, pot să le scot de aici, sunt de colecție, sunt foarte, foarte rare. Pentru că atunci când Canada a împlinit 125 de ani,
S-au dat un număr limitat de asemenea hărți cu monezi și eu am avut norocul să primesc una dintre astea de la mătușa mea, care a primit-o de la o cunoștință de ei care a fost în Canada și la fel avea colecție de monezi și de bani, nu doar de bani în general, și cum mie îmi plac banii, mi-a făcut rost de asta, care e foarte, foarte rară, nu sunt foarte multe, să zic. Da. Și cam asta se află în cutia cu numărul 3. Așa că, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați un like și poate să vă arăt ce note aveam eu, mă mai gândesc. Ne vedem data viitoare la un nou video. Așa că, numai bine!